am rămas fără cuvinte deoarece nu m-am simțit la amator. Pentru că amatorul, de fapt, are altă materie de care se compune. Amatorul este festivalul neprofesioniștilor, este festivalul oamenilor care surprind în mers. Oamenilor care nu au făcut școală de film, oameni, nu a jurnaliștilor. Amatorul nu este festivalul reportajelor și al filmelor făcute de profesioniști. Sper că la ediția următoare să respecte principiul neprofesionalismului. Nu știu cum au fost alese filmele care au ajuns în finală. Și cred că mai sunt colegi care înțeleg ce spun, dar pe cei din sală care sunteți, nu prea mai înțelegeți. Dar care e limita între profesionist și neprofesionist? Eu m-am plictisit. Dacă ei au decis să trimită filmul, probabil ei se consideră neprofesioniști. Pe selecție trebuia să cunoască bine criteriile acestea și ei deja trebuia să treacă prin selecție. Ce ajunge la festival și ce nu ajunge la festival. Deci poți... filme profesioniste. Eu am venit la un alt fel. Și am înțeles, astăzi am înțeles că eu, care mereu eram perfecționist și vreau ca lucrurile să fie perfecte, de fapt, perfecționismul e foarte mult. Vreau amatorii, vreau și libertatea mea să mai amatoricesc. Tu de ce n-ai trimis film anul ăsta? Pentru că am fost și eu ocupată cu alte chestii de genul reportaje și profesionalist, am avut gând să fac amatorii, da? Și atât. A fost când lăsau, mă gândeam, dar și când materialele mele și nu. Mi-a plăcut exact reportajele. Nu știu dacă cei care au făcut reportaje au școală de cinema. Poate nu are nicio importanță. Sunt, da, trebuie să spun că și ei sunt la început de cale. De exemplu, Mătăsaru, care a făcut un film extraordinar din mers, pigmentat cu umor. Și era un film aproape încet. Este foarte bun, dar și reportajele, zice, Ghelașcu, Natalia Ghelașcu, care ne-a familiarizat cu foarte multe teme stringente pentru societatea noastră, foarte dureroase. Deci, de altfel, cam asta și ne-au rămas mai multe teme. De acord, dar eu reportajele de Natalia, tot îi respect și le-am văzut deja pe internet. Asta, să zicem, tu poate că ești... Tu una din care le-ai văzut, dar în majoritatea de aici de sală, trebuie să spun că nu le-am văzut. Dar aici nu-s festivalul jurnaliștilor sau reportajelor, nu știu de care. Dar ea e amator, ca tare, ea doar nu este regizor, a făcut școală de teatru. Da, dar ea e profesionist, deci jurnalist. Păi uite, în arhiva asta, în arhiva festivalului, să vezi 10 de filme, ce înseamnă amatoricism. Dacă mă apuc să fac un reportaj, am făcut, să zicem, un curs de 3 luni de jurnalism, și fac un film, asta nu se numește profesionalism. Eu nu mai pot pune pe același cântar cu felire sau cu... Și apropo, debutanții, unde altfel îți debutezi dacă nu la un festival de film, de amatori? Poate mâine, poi mâine se auzi despre copiii ăștia sau despre cineva care a trimis dintre jurnaliști reportajul ca fiind recunoscut în plan european. Apreciez că s-a dat titlul de profesionist. De fapt, este prima mea încercare să fac astfel de reportaj documentar, pentru că anterior nu am făcut asta. Și din acest punct de vedere mă consider un amator pentru că mi s-a reușit. Dacă spui tu că ai privit un ochi de profesionist și ai văzut ceva profesionist. În al doilea rând, acel film documentar, la fel. Eu nu mă consider regizor. Sunt un jurnalist care a redat o informație care pentru mine a fost nouă. Pentru că despre deportări am aflat câțiva ani în urmă și am zis, hai să încerc să fac un film despre asta. Și dacă considerați că asta a fost profesionist, atunci eu doar mă bucur. Probabil s-ar fi plâns pe discriminare. Dacă nu primeam filmul în concurs, spunea că discriminăm. Așa că eu doar mă bucur și explică. Deci dacă ați fi voi organizatorii festivalului, ați bloca accesul pentru studenți, de exemplu, de la arte, nu. Pentru jurnaliști, sau i-ați lăsa să-i exprime? Apropo, ei ridică ștacheta festivalului la un nivel și vin neprofesioniști și vă iau premiile. Mie asta mi se pare excepțional. Neprofesioniștii sunt descurajați. De ce sunt descurajați? Pentru că vin copiii care au depus filme, au participat prin anul trecut sau anul trecut. Filme de astea
chestii, da. Ei, când o să vină anul ăsta la festival, o să spună ce lucruri serioase, eu mă tem să fac lucruri. Bun, am înțeles opinia, te rog să nu insiști, vrem și alte idei, te rog. Te rog. Eu îți spun, eu am 14 ani. Filmul care l-am prezentat eu e filmul Mama. Filmul care l-am făcut eu cu echipa mea, care au aceeași vârstă ca și mine. Eu, de ochi, dar ești profesionist? A treilea meu scurtmetraj. Glumim. Da, eu sunt profesionalist. Tu acum spui că vin copiii care au fost și hai la joacă. Să nu-ți pare că asta e o oarecare evoluție, că mai degrabă copiii vin aici și urmesc toți, decât vin oarecare jurnalist și să dai informații despre niște deportări. Mi-a plăcut, extraordinar, foarte bine făcut documentarele. Dar tu acum spui că trebuie discriminați. Eu nu mă simt bine profesionalist, alții mă simt. Eu n-am nici o școală, nici montajul nu l-am învățat normal. Eu m-am învățat de pe YouTube. Și mine acum oameni mă super profesionalist. Eu știu, eu trebuie să mă duc să filmez cu un iPhone, să redactez în anii movie. Nu, dar mai ăștia oameni nu îmi trebuie la festival, pentru că e festivalul oamenilor. Te rog, stai un pic, următoarea opinie. Trebuie să spun ceva. Este o diferență distinctă între reportajele, între documentarele făcute de onegiști sau de un jurnalist, cât de cât, și este o diferență dintre filmele făcute gen de băiatul ăsta. Totuși este o anumită distinție, trebuie de... Deci probabil am putea să facem categoria pentru ONG-uri. Da, asta este ideea. O sugestie pentru cei care fac festivalul la anul. Este, nu poate, într-adevăr, da, din punct de vedere un jurnalist, poate să facă un film mai bun decât o simplă persoană. Pentru că jurnalistul are un stil aparte, cinematografia are alt stil aparte. Nu poți să spui că o pelicule, nu te poți uita din punct de vedere cu ochii ca la film, la un reportaj. Dar ați văzut că au fost categorii totuși, era divertisment, era accesul la informație, deci aveai cum să te încadrezi într-o categorie. Sau și aici ar trebui delimitat. Te rog. Dacă poți spune părerea mea proprie, bine, festivalul amatorul, părerea mea personală, cred că este amator în sensul subiectelor abordat, practic. Și ca o idee pentru viitor ar fi ca să fie mai multe categorii, ca astfel să motivezi... Mai mult de 4? Da. Ok, deci facem vreo 10. Da, pentru că astfel să motivezi tinerii care eventual ar fi avut un filmuleț scurt făcut care... Dar riscăm să avem într-o categorie un film sau două, imediat revenim, te rog. Asta ar fi riscul, dar probabil, nu știu, ar trebui cumva de gândit ceva de prioritizat. Și în felul ăsta cumva putea să motivezi și persoanele care anul, de exemplu, n-au trimis un material pentru că știau că filmul nu are cum să numerească în nicio categorie, știi? Și în felul ăsta, dacă mărești criteriile de selecție a filmelor, practic poți eventual... Poate facem o categorie fără categorii. Acolo vin toate filmele, care nu se încadrează în celelalte. Acum, sincer, când am jurizat filmele, câteodată mi-era foarte greu. Să înțeleg, ok, eu vedeam că bine, nu pot compara fie filmul Natalia, fie cu alt film de profesioniști, pentru că era evidență de montaj, de filmare, de compoziție și mai departe. Și când erau alte filme care erau pur amatoricești, ok, băieți, că spunea tânărul, el s-a învățat de pe YouTube, ok, acum tot așa fac. Probabil ar trebui cumva ca ei să fie motivați să fac și în continuare și mai mult chestia asta și eventual cumva ca să, nu știu, spui o categorie. Sunt un pic mai multe categorii. Am înțeles, mulțumesc, te rog, revin, dar scurt. Aici am vrut să atrag atenția, anume, sunt 3 documentare, da? Ăsta cu Dumnezeu a devenit motiv de discriminare. Pur și simplu așa a fost întrebarea mea principală, de ce faptul că cineva, câțiva oameni, să zicem că se află în dificultate, au fost incluși la implicare civică și nu la asumită categorie. Mă rog. Astea 3 au un același specific, aveau nevoie să fie în aceeași categorie. Și, mă rog, eu vă sugerez, eu prima dată sunt la amatorul, prima dată văd amatorul, însă este ceva, nu ceea ce eu mă așteptam la alte filme, într-adevăr mă așteptam la niște filme care să văd viața reală, fără viața montată, pusă printr-un Windows Movie Maker sau printr-un program de editare. Dar viața reală, filmată, cum se spune așa, țărănește cu cărămida, da? Dar poate asta e nivelul nostru, poate nu știm să filmăm viața atunci reală, nu te-ai gândit. La anonimul, te rog, zi, zi. De la amatorul la anonimul care este în România și gata, schimbăm și totul în direcții. Trebuie să poate le propunem unii cineaștilor să facă un festival la filmul profesionist, cei profesioniști merg acolo.
și amatorul rămâne pe dar sunt. Festivaluri de film sunt la tot pasul, nu ar fi o problemă. De amatori sunt mai puține, apropo. Republica Moldova. Iar investigație, nu e idee bună. Cum spunea Raisa, că te rog. Eu simțeam foarte bine aminte în prima ediție a Amatorului, era un film Noi vrem în cosmos. Eu nu știu cine îl ține minte, cine l-a văzut, cine sau îl găsiți pe YouTube, da. Iată ce e foarte amator. Pur și simplu au luat-o cu sfânt, cu o filmat ceva, nimeni nu i-a învățat să mă fie sau ceva să filmez. Bine, că acum o să apară întrebare, de ce o pus cânticul? Dar s-au oprit filmul, te rog, te rog. O secundă, o secundă. Deci, la cum descrieți voi, cum vedeți voi amatorul, am impresia că ar fi un festival al camerelor instalate pe edificiile publice. Luați camerele alea, aduceți-le aici și o să aveți un festival amatorul. Ai vrut să revii, Mircea? Te rog. Eu vreau să spun că băieții cu filmul Mama, eu cred că au intrat în ceea ce vrem noi, amatorul. Și atunci interzicem toate 16, rămâne Mama și ia toate 4 premii. Per exemplu. Alte sugestii. Te rog. De selecție, nu știu care au fost criteriile când au selectat filmul. Ia să vină cineva dintre organizatori să-i explice exact ce au făcut ei. Anișoara, te rog, stai numai o secundă. În toți anii când a existat festival, organizatorii, cum a existat școala curajului. De acolo veneau filme de la copiii care au filmat 2 zile și după aceea se trimit direct în festival. La a patra ediție nu mai fost școala curajului. Deci ideea e că nu există niciun film care ne există precedent. Niciun. Stați un pic, mai este o opinie și imediat revenim. Te rog. Eu cred că mare parte colegii noștri au dreptate. Atunci când zic noi reportajele care le facem, avem un alt buget și poate că într-adevăr la amatorul se vrea să se vadă mai multe filmulețe, gen cum le-au făcut Mădăsaru sau care au mai fost acolo. Dar eu cred că nu trebuie într-adevăr exclus și reporterii și jurnaliștii și cred că ar fi bine chiar să fie o categorie, nu știu, pentru reportaje și atât. Și deja de acolo să fie alesă 2-3, dar cred că ar fi bine, Raisa, să fie și categoria reporterilor, adică să fie și... Pentru că acești care noi le zicem într-un fel amatori, mâine cu mâine o să fie și jurnaliști, reporteri și atunci ar fi bine familiarizarea asta, știi? Deci pentru ediția următoare e o sugestie foarte bună, vă mulțumim. Și apropo, spune o chestie care eu cred că ar fi foarte bine, că acest festival, aceste filmulețe care sunt prezentate aici, să fie prezentate poate în mai multe orașe din Moldova. Ar fi foarte bine și m-aș bucura foarte mult, aș aprecia și sincer m-aș implica, dacă poate festivalul ăsta, anul ăsta să aibă loc la Chișinău, la anul să aibă în Sângerie, Făliști, adică să fie o tradiție și să... să călătorească cumva pe Republica Moldova. Poate mai degrabă proiecții publice, da. Exact, poate ar fi un pic cheltuielile mai mari, dar ar fi cumva, nu știu, cred că s-ar putea de găsit și niște bani, dar ar avea da. Și un alt impact. Mai degrabă ar trebui să ne gândim cum implicăm din localități oamenii să filmeze, să trimită filme, ca după aia să ai ce le arăta. Altfel, degeaba te duci la Bălți, dacă nu a trimis nimeni de la Bălți. Și eu cred că ar fi un alt efect. Mulțumim pentru sugestie. Cine vrea să mai comenteze? Te rog. Și dacă trimite Vlad Druc, o să-l acceptăm. Nu o să-l trecem în finală, dacă nu o să primească notele cele 4 categorii ca să treacă, dar acceptăm filmul în finală. Și amatoricismul înseamnă neapărat lipsă totală de sens și de formă. Da, scuză-mă, te rog. Și în afară de asta, nu înțeleg de ce sunteți nemulțumiți. Vă considerați cumva inferiori reportajelor? Adică de ce ești revoltată că există reportaje? Crezi că filmele care nu erau reportaje sunt mai proastă calitate și nu vor fi la fel de apreciate? Nu asta am vrut să zic, dar au rămas foarte multe reportaje, foarte multe filme. Dar nu se vorbim să mici, partea mea poate de amator și un pic mai sus de amator. Pentru că dacă, eu de exemplu am avut o situație în care trebuia să fiu și reporter, adică să merg și cu microfonul și totodată să fiu și cameraman. Atunci zic, sigur, partea mea de cameraman
chiar eram amator pentru că prima dată am avut camera în mână și trebuia să fac, adică și video și... Bun, acum nu știu cum să mă consider amator sau nu, aprecierea tot timpul de publicul, pentru că eu pot să zic că sunt profesionist sau pot să zic că sunt un amator. Dar iarăși, publicul apreciază și cumva îți dau ei o etichetă. Nu știu dacă noi cumva să ne dăm etichetele astea direct și până la urmă iarăși ajung cumva la concluzia că cumva înțeleg și nu că nemulțumirea, dar îmbunătățirea ta pentru acest festival ca să fie o categorie aparte pentru reportaje. Cred că asta ar fi cumva chiar mai bine. Nu știu, dacă se vrea, se poate de exclus reportajele astea, adică pentru că poate și o problemă că în Moldova nu prea sunt multe festivaluri, că dacă mergi la cronograf, acolo un pic e altă, altă situație, acolo chiar cumva noi dar trebuie să zicem că suntem amatori acolo, înțelegi? Și, dar iarăși, cronograf a făcut poate o chestie bună că au pus și categorie producție locale sau, nu știu, ar fi bine, poate să fie mai multe festivaluri de genul și de multe ori, sincer zic, am venit și eu cu acest filmuleț, poate că mai mult, poate să afle mai multă lume cumva, pentru că ai văzut și tu că la noi uneori muncim mult, dar avem 100-200 de accesări pe site atunci pentru cine lucrăm, știi? E problema noi că poate nu știm să ne promovăm, da? Dar e foarte bună sugestia ta că eu am folosit trambulina asta, da? Deci noi am făcut proiecție filmului în spațiu public, cu posibilitatea de a fi discutat, ceea ce nu se face pe internet, crede-mă. Prin asta putem organiza alte... Bun, exact la asta vreau să ajung acum. Dacă cei care fac film sunt nevoia lunar să ne întâlnim, o dată pe lună, la sfârșit de lună, la început de lună, într-un mediu, nu știu, poate nu chiar așa mare sală, dar să vedem filmele voastre, ca să le mai filtrăm, să le discutăm, eventual să vedem, poate le îmbunătățim, ca până la următoarea ediție a festivalului să avem filme foarte bune ale neprofesioniștilor. Te rog. De acord cu ultima idee ta expusă acum și vreau să adaug, pentru că noi aici ne-am adunat mai mult să facem un schimb de experiență, nu pentru că să facem dezbate pe marginea filmelor. Nu, inclusiv vreau, asta. Inclusiv, da, dar trebuie să prețuim mai mult informația pe care o asimilăm și schimb de experiență. Pentru că eu particip prima dată la acest proiect și sunt mulțumit de ceea ce am văzut și am primit foarte multe informații care mă va ajuta pe viitor să evoluez. Și la anul viitor voi fi, poate că, mai profesionalist. Dar faptul că participă cineva cu reportaje, asta înseamnă că ei sunt bravo pentru că au putut participa de la bun început. Au deja o experiență mai bună și nu trebuie să le punem noi piedicilor, dar să ne uităm la dânsii și să ne învățăm. Părerea mea. Mersi. Începem de la divertisment și primul film este Express. Am citit bine? Cu două mâini spate de vota. Un vot. Un vot. Ronin Terente al doilea. Gata, deschid. Îmi pare rău. 5. Primul proiect, dați clavii tutunului. 12, 11, 12. Vrem pentru angajare, prea tineri pentru funcționare. 6.